Etapa cu numărul 11 în divizia D se va desfășura la sfârșitul acestei săptămâni pe parcursul a două zile, sâmbătă și duminică. În Mușcel se va juca la Bălile și Câmpul Lung, iar întreaga rundă se va disputa după următorul program. Sâmbătă de la 14:30, Sporting Pitești, Speed Academy Pitești, ACS Bălilești, ACS Costești, CSC Suseni, Victoria Buzoiești și CS Mioveni, ACL Rești. Duminică, de la ora 12:30, pe Municipal, ACS Inter, Câmpul Lung, Energia Stolnici, iar de la ora 14, Juventus Bascov, Delere Pitești, ACS Poiana Lacului, Vasta.